Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 3 ianuarie 2021, din prologele Sfântului Nicolae Velimirovici, episcopul de la Ohrida și Jicea. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 3 ianuarie. Pomenirea Sfântului Proroc Maleahi. Maleahi a fost ultimul dintre prorocii Vechiului Testament. El s-a născut după întoarcerea evreilor din robia babiloniană, anul 538 înainte de Hristos. El era neobișnuit de frumos la vedere. Potrivit tradiției, oamenii îl numeau înger, fie din cauza neobișnuitei sale frumuseți fizice, fie datorită marii lui curății sufletești, sau poate pentru că era cunoscut ca împreună vorbitor cu Îngerul lui Dumnezeu. De multe ori, el a fost auzit vorbind către îngeri față către față. Când lucrul se întâmpla, auzeau și cei prezenți vocea și cuvintele îngerului, dar nefiind vrednici, nu vedeau fața îngerului. Cele pe care îngerul le vestea, tânărul Maleahi le prorocea. El a strigat împotriva lui Israel, celui nerecunoscător, și împotriva preoților nelegiuiți și nevrednici. Cu 500 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, Maleahi a prorocit limpede nașterea și misiunea Sfântului Ioan Botezătorul. Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va găti calea ta și se va veni îndată în templu său și îl va curăți. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. În esență, Maleahi este prorocul zilei înfricoșătoarei judecăți. Iată, eu trimit pe Ilie prorocul, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 23. El a trecut la Domnul când era încă tânăr. După el nu au mai fost proroci în Israel, până la Sfântul Ioan Botezătorul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Gordie. Acesta s-a născut în Cezarea Capadociei și era ofițer în armata romană, în timpul domniei împăratului roman Liciniu. Când a izbucnit marea prigoană împotriva creștinilor de sub acest împărat, Gordie și-a părăsit armata și rangul și s-a retras în pustia Sinaiului. Singur pe muntele Horeb, Gordie a petrecut în rugăciune, în contemplarea tainelor cerești și pământești. El cugeta mai cu seamă la deșertăciunea și nimicnicia tuturor lucrurilor pentru care se luptă oamenii lumești și, în sfârșit, a dorit să moară pentru Hristos și să treacă curând la viața cea veșnică și neîmbătrânitoare. Cu această dorință a coborât din munte în oraș și, fiind vremea unor oarecare festivaluri și petreceri păgânești și idolatre, Gordie s-a înfățișat înaintea prefectului orașului și a strigat cu glas tare că este creștin. Prefectul a încercat zadarnic să-l facă să-și renege credința prin lingușeli și prin amenințări. Gordie însă a rămas neclintit și tare ca diamantul, zicându-i: aceasta este nebunie, ca să-și cumpere cineva viața trecătoare cu viața veșnică și să-și piardă sufletul. Fiind osândit la moarte, el s-a grăbit cu bucurie la locul de tăiere, vorbindu-le pe drum călăilor despre învățăturile minunate și de viață făcătoare ale lui Hristos. Cu numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe buze, Gordie și-a dat trupul tânăr sabiei, iar sufletul cel drept în mâinile lui Dumnezeu, la anul 320. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Genevieva sau Genoveva, ocrotitoarea Parisului. Sfânta Genoveva este patroana orașului Paris. Prin post și rugăciune și prin milostenii, ea s-a învrednicit de strămutarea în împărăția cerurilor la 3 ianuarie 512 după Hristos, fiind în vârstă de 89 de ani. Cântare de laudă la Sfântul Proroc Maleahi. Maleahi vestește cuvântul îngerului: o, iată ziua, ziua care arde ca un cuptor nestins. Cine va putea să o îndure?
Cine îi va putea dăinui? Cine în fața judecătorului stând se va putea încrede în propria lui dreptate? Toți necredincioșii ca pleava vor arde și în focul cel nestins cu plângerea, cu suspinul și strigarea. Râul cel de foc curge cu valuri flămânde, iar aici pe pământ limba păcătosului ce mai poate grăi? O preoților, voi care laudă nu mi-aduceți, de ce cu limbele voastre nu cântați slava lui Dumnezeu? Disprețuiți ați ajuns între oameni, căci voi înși vă disprețuiți judecata, legea și minunile mele. Eu, Domnul grăiesc, Domnul oștirilor, eu, judecătorul cel neîndurat al acestor ticăloși vrăjitori, când limbele râului de foc vor mușca, vor arde și se vor preface în fum, atunci mânia Domnului nu va mai mângâia. Atunci mâna Domnului nu va mai mângâia. Pocăiți-vă, popor, pocăiți-vă în aceste zile care v-au mai rămas. Întorceți-vă la mine și eu mă voi întoarce către voi. Eu, Domnul puterilor, grăiesc. Întorceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi. Maleahii vestește cuvântul îngerului. O ziua, iată se apropie ziua, ziua în care va arde ca un cuptor nestins. Cugetare! Dumnezeu îngăduie umilirea și căderea omului trufaș, căci acesta crede că puterea lui nu poate fi sfărâmată niciodată. Când Etemnul cu Eparh, guvernator roman Tarquinius, l-a decapitat pe Sfântul Timotei, el a convocat pe Sfântul Silvestru de față, amenințându-l și pe el cu moartea dacă nu-i dezvăluie îndată unde se află moștenirea părintească a Sfântului Timotei și dacă nu se grăbește și el, Silvestru, să jertfească idolilor. Fără să se tulbure deloc, Sfântul Silvestru, cel plin de duhul dreptei socoteli și al străvederii, i-a răspuns eparhului cu cuvântul Evangheliei: Nebune, în noaptea aceasta vor cere la tine sufletul tău, Luca, capitolul 12, versetele 20, iar cele cu care mă ameninți, moartea va veni asupra ta. Și astfel, trufașul prefect l-a legat pe Sfântul Silvestru în lanțul și l-a aruncat în temniță, intenționând să-l omoare curând. De aceea s-a așezat la masă, dar un os de pește i s-a oprit în gât. De la prânz până la miezul nopții, doctorii s-au luptat să-i salveze viața, dar nu au putut. Astfel, la miezul nopții, nebunul și trufașul Tarquinius și-a lepădat în chinuri groaznice necuratului suflet și așa s-a împlinit prorocia Sfântului Silvestru, după cuvântul Scripturii: Înaintea prăbușirii merge trufia. Pildă lui Solomon, capitolul 16, versetul 18. Luarea minte la înțelesul sărbătorii. Să luăm aminte la Îngerul nostru păzitor, la cum stă El de-a dreapta mea, sprijinindu-mă în toate câte fac, ca să, și câtă vreme nu mă despart de legea lui Dumnezeu. La cât de des l-am alungat de la mine cu faptele cele rele prin care am încălcat legea lui Dumnezeu. Predică despre cum împărăția cerurilor se dobândește cu inima, nu cu limba. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, cel care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Fraților, împărăția cerurilor nu se dobândește cu limba, ci cu inima. Inima este visteria bogăților cu care se cumpără împărăția cerurilor. Inima, iar nu limba. Dacă visteria este plină de bogățiile lui Dumnezeu, adică de credință tare, de nădejdea cea bună, de dragostea care se arată vie prin fapte, atunci vestitorul acestor bogății, adică limba, este credincios și plăcut. Dar dacă visteria este goală de bogății, atunci vestitorul ei, limba, este un fățarnic și obraznic. Căci cum ți-e inima, așa ți-e și cuvântul limbii. Cum ți-e inima, așa sunt și faptele. Totul și toate ale tale îți sunt așa cum îți este inima. Fățărnicia este neputincioasă în fața oamenilor și încă mai neputincioasă în fața lui Dumnezeu.
Dacă eu sunt părinte, întreabă Domnul Dumnezeu pe prorocul Maleahii, prin prorocul Maleahii pe tot poporul, unde este dar cinstea ce trebuie să-mi dați? Iar dacă sunt stăpân, unde este teama voastră de mine? Maleahii, capitolul 1, versetul 6. Adică vă aud că îmi zice Tată, dar nu vă văd cinstindu-mă în inimile voastre. Vă aud că îmi zice stăpân, dar nu văd teama de mine în inimile voastre. Rugăciunea noastră, Doamne, Doamne, este frumoasă și binefăcătoare atunci când iese dintr-o inimă rugătoare, zdrobită și înfrântă. Domnul însuși ne-a poruncit să ne rugăm neîncetat și nu doar cu limba, ca să fim auziți de oameni, ci mai curând înăuntru inimii, unde vede și aude doar Dumnezeu. O, Doamne, slăvit și minunat întru toate, izbăvește-ne pe noi de necurata fățărnicie și varsă frica Ta în inimile noastre, ca să putem, fără de o sândă, sta la rugăciune înaintea Ta, că Ți este cu mine slava, mulțumirea și puterea Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.